Situație incredibilă într-o comună din Gorj, în plină pandemie de coronavirus. Cetățenii nu au apă potabilă chiar și câteva zile consecutiv, iar situația devine din ce în ce mai gravă. Pe de altă parte, primarul comunei spune că apa este furnizată la program, câte 2 ore pe zi, seara sau dimineața. Motivul pare să fie faptul că oamenii folosesc apa în exces pentru a-și uda culturile din grădini. Locuitorii din Aninoasa se plâng că în plină pandemie de coronavirus stau chiar și zile întregi fără apă. Un cetățean din comună a vorbit despre problemele cu care se confruntă. Constat că primarul, din ceea ce am vorbit și eu cu vecinii și cu cetățenii, primarul oprește apa curentă pentru că el zice că se folosește pentru udatul grădinilor, noi plătim pentru apa asta, noi figurăm ca un sat cu apă curentă și nu putem să stăm zile întregi. În momentul de față sunt 3 zile împlinite în care noi nu avem pic de apă. Ori eu pot să constat doar ce am trăit eu pe propria piele în ultimele 2 luni, a fost apa oprită de cel puțin 6-7 ori. Câte zile întregi așa, nu... În toată perioada asta de pandemie, noi nu am avut cum să ne spălăm pe mâini cu apă și săpun, așa cum ne spun mai mari statului nostru. Cetățeanul a avut chiar și o discuție cu primarul din Aninoasa în acest sens. Problema cu apa e legată strict de faptul că oamenii udă, folosesc apa pentru irigare și nu este suficientă. În sensul ăsta, sistemul de alimentare cu apă a fost calibrat, a început să furnizeze pe 24 de ore 350 de metri, 360 de metri cub și în condițiile actuale, când e secetă și oamenii irigă, în 2 ore pentru fiecare sat în parte, ajungem undeva la 520 de metri cub, adică pompele noastre funcționează non-stop pentru cele 2 puți. Peste 1000 de familii vor rămâne în această perioadă fără apă. Apa potabilă va fi dată cu porția de către autoritățile locale, respectiv 2 ore pe zi.